O victorie clară pentru Știința Bacău în fața unei echipe care la începutul campionatului își propunea să lupte pentru titlul de campioană. Voleibalistele antrenate de Florin Grapă s-au impus cu 3-0 primul set și l-au adjudecat lejer cu 25-13, iar în actul secund a fost nevoie de sosa amenajată inițial, pentru că Știința a pierdut teren în fața bucureștencelor. A fost nevoie de câteva minute de volei adevărat și Bacăul a revenit și a câștigat cu 25-22. În ultimul set al confruntării dintre campioana României și CSM București, studentele s-au impus cu 25-17 și au câștigat un meci care nu ar fi putut avea alt deznodământ. Știința Bacău a forțat cât a trebuit, mai ales că Florin Grapă a amenajat câteva jucătoare, dat fiind faptul că cele mai bune voleibaliste din România au meci marți în campionat cu CSU Medicina Târgu Mureș, după care urmează o nouă etapă de Champions League.